Dragii noștri, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cu Irisul Deschis. După cum v-ați obișnuit, urmărim o serie de interviuri luate în cadrul întâlnirilor de tineri din Biserica Iris din Cluj. De această dată vom urmări o nouă poveste de viață menită să ne încurajeze să umblăm prin credință și necunoscut alături de Dumnezeu. Doamna Florica Nistor este invitată emisiunii de astăzi și împreună vom încerca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața unei femei dispuse să-L slujească slujind pe alții. Și nu pe oricine, ci pe una din personalitățile marcante ale României, Richard Wurmbrand. Ne simțim onorați că ați acceptat invitația organizatorilor și vă rugăm să nu aveți emoții. Este o discuție și noi în mod sigur o să beneficiem de pe urma ceea ce o să ne spuneți. Suntem toți în familie aici, la Iris. Și așa, la început, aș vrea să ne spuneți cum a fost convertirea dumneavoastră în anii aceia comunismului, care au fost urmările. În primul rând, vreau să vă spun pace tuturor. Mă bucur că suntem împreună în seara aceasta. Și fiecare își are povestea lui. Și fiecare poveste este unică. Dar adevărata poveste începe atunci când te întâlnești cu Hristos. Când aveam vârsta de 5 ani, mama mea s-a întors la Domnul. Și mergeam cu ea la Biserica Baptistă din Cilău, că sunt din Cilău. Eram fericită. Spuneam poezii, mă bucuram, dar la vârsta de 14 ani am prins gustul dansului și m-am depărtat de Domnul, m-am depărtat de biserică și am rămas în lume. Dar mama mea nu și-a pierdut nădejdea. Mama mea se ruga pentru mine. Mi-amintesc de ea cum dimineața la ora 5 se trezea, se așeza pe genunchi și se ruga. Și citea din Scriptură și apoi începea ziua. Toate amintirile acestea mi-au rămas mai târziu în minte și din care am învățat. Am terminat școala tehnică sanitară, am fost repartizată în județul Alba, lângă Aiud, la Miraslău. Am locuit la Aiud și făceam naveta la Miraslău, timp de 7 ani. Nu după mult timp m-am căsătorit. Și după ce m-am căsătorit, parcă mi-am amintit de toate sfaturile mele, mamei mele. Începeau regretele în inima mea. Parcă în inima mea căutam ceva, dar nu știam ce îmi lipsește. Dar Dumnezeu a știut mai bine cum să-mi atingă inima cu dragostea și harul Său. În blocul nou în care ne-am mutat cu soțul, aveam 2 copii, s-a mutat o familie de creștini. Și vecina începea să cânte pe balcon, de multe ori auzeam, și mă ascundeam să o ascult, că de fapt am găsit ceea ce inima mea căuta. Atunci când cânta, mi-aminteam de cântările pe care le auzeam când eram copil. Mă bucuram așa de mult. Dar pentru că euul și mândria erau pe tronul inimii mele, n-am îndrăsnit și n-am avut putere ca să o caut și să o întreb despre Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu a știut ce să facă. Aveau un eveniment în familie, binecuvântarea copilașului lor, și a sunat la ușă și a spus, Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca să invităm toate familiile din bloc la binecuvântarea copilașului nostru. Și astfel, din 20 de familii cât eram în bloc, am răspuns 3 familii. Acea zi a fost o zi specială pentru mine. Aveam vârsta de 32 de ani. Mi-amintesc și acum predica pe care am ascultat-o, umblarea lui Enoch cu Dumnezeu.
Și vecina a cântat o cântare nemulțumit de viață. Și în timpul cântării Dumnezeu s-a atins de inima mea. M-am prăbușit la picioarele lui Iisus și am strigat: Doamne, aici sunt, sunt a Ta, fă ce vrei cu mine. Acea zi a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu. Mi-a schimbat viața, mintea, inima, gândurile, totul mi-a schimbat dintr-o dată. Când s-a terminat biserica, am primit o Biblie și parcă am primit o comoară. Când eram copil, mama mă punea să citesc în Biblie, spunea: sunt obosită, te rog să citești tu. Și ignoram lucrul acesta, citeam din obligație. Dar acum când am primit această scriptură, am iubit așa de mult, o purtam în poșetă. Și oriunde mergeam, era cu mine. Făcând naveta de la Iud, vis-a-vis de blocul unde locuiam, se construiește o clădire. Eu nu știam ce se construiește acolo, dar când a fost pe la jumătatea clădirii, am auzit că se va face o creșă. Și atunci, venind, făcând naveta, trecând în fiecare zi pe lângă această clădire, mă gândeam în mintea mea ce bine ar fi să lucrez aici, să fiu aproape de casă. Dar nu am cerut și nici nu m-am rugat, doar am dorit lucrul acesta. Și cum Dumnezeu împlinește și dorințele, într-o zi, când se termină creșa, mă cheamă directorul și îmi spune: Doamna Nistor, ai fost propusă ca să preiei creșa cu tot personalul care va fi acolo. Eram așa de uimită că nu m-a chemat să lucrez, ci chiar să preiau creșa în primire. Deci ați fost, să înțeleg, directoarea creșei. Da. Și am fost așa de uimită că nici n-am putut să dau răspunsul pe loc. M-am dus a doua zi și am spus un da. Soțul meu a fost așa de fericit și a spus: te ajut și facem tot ce trebuie, trebuia lucrat acolo. Când am terminat cu totul, a venit și personalul și am început să lucrez ca și pentru Dumnezeu, cu toată dragostea. Timp de un an de zile, eu mergeam la biserică, eram fericită, începeam să spun oamenilor pe stradă ce a făcut Dumnezeu cu viața mea, cum mi-a schimbat inima mea, că am găsit pe Mântuitorul și că poate fi și al lor. Era membră de partid, dar nu făcusem legământ cu Domnul. Nimeni n-avea treabă cu mine în momentele acelea. Dar într-o zi de joi dimineața, în 25 august 1978, țin minte bine, pregătindu-mă să mă duc la serviciu, spălându-mă la chiuvetă, văzând cum curge apa, mi-a venit un gând imediat. Ce-ar fi să mă botez astăzi? Era joi. Am zis: da, astăzi, nu mâine, astăzi trebuie. Repede mă pregătesc și mă duc la vecina și sunt la ușă. Era joi dimineața la ora 7. Și am spus: eu vreau să mă botez astăzi. Dar uimită a zis: da, astăzi este joi, nu este biserică. Nu știa ce să zică, ce să-mi răspundă. Am zis: eu vreau astăzi, nu mâine, să intru în apa botezului, fă ce știi. Atunci a luat legătura cu păstorul și ne-am dus la păstorul și la fel, a fost uimit. Și am spus: eu astăzi, pe mine nu mă interesează, nu mai vreau să stau până mâine. Nu știu ce va fi mâine, eu astăzi vreau. M-a văzut așa de hotărâtă. Deja mergeam de un an la biserică, mă cunoștea. A spus: bine, diseară ne întâlnim un grup de frați și poți să faci legământ cu Domnul. Ne-am întâlnit seara și a început să-mi spună toate consecințele prin care am să trec, care mă așteaptă, pentru că deja lucram la creșă, aveam funcție, eram membră de partid și știa ce mă așteaptă. Și a început să mă avertizeze și să-mi spună o dată, de două ori, de trei ori. M-a văzut așa de hotărâtă și am spus: pe mine nu mă interesează consecințele, pe mine mă interesează că Dumnezeu mi-a schimbat viața și eu vreau să-L fac cunoscut pe Dumnezeu și altora. Am făcut legământ cu Dumnezeu în seara aceea, dar să știți că din seara aceea am fost atât de plină de El că n-am mai putut să tac. Până atunci am spus oamenilor, dar atunci am început parcă să strig în gura mare. Lucram la creșă, aveam trei grupe, începând de la grupa mică, dimineața când copilașii, mă scuzați, îi așezam pe uliță, le vorbeam de Iisus, spuneam ce mult iubește Iisus pe ei,
cântam cu ei, le arătam cărți cu poze cu Iisus. Copilașii ascultau și am spus că Iisus iubește copilașii. Apoi la amiaz, când personalul terminase cu copiii și culcase, le adunam în bucătărie, le duceam casete, le puneam muzică și le predicam. Așa cum știam, dumneavoastră. Colegele mele, personalul din creșă. Și toate acestea le-am făcut. Într-o zi mi-amintesc că am vorbit și directorului despre Dumnezeu, știind că este fiu de preot. I-am spus despre Dumnezeu, nu mi-a dat importanță. Dar într-o zi am fost părâtă mai departe la securitate și atunci au început consecințele, într-adevăr. Dar eu am avut așa încredere în Dumnezeu, că acela care mi-a schimbat viața îmi va purta de grijă și cu serviciul. Și Dumnezeu fiind credincios, așa a fost, așa a făcut. Să înțeleg că ați pierdut serviciul sau ați fost retrogradat sau ce s-a întâmplat? M-au chemat, bineînțeles, fiind membră de partid la Biroul Organizației de Bază, pe adunare generală, pe spital, pe oraș, prin toate am trecut. Dar m-au văzut cu fruntea sus și așa de hotărâtă, se mirau. Au început să mă facă fanatică, să m-au făcut nebună, că nu mai am, să nu mai lucrez în sănătate, pentru că îmi zicea, tu vindeci copiii cu Dumnezeu, lucram la copii, zice, și nu vindecă medicii? Și în felul acesta le vorbeam de Dumnezeu. Au început să mă mute, să mă dea afară. În primul rând m-au dat afară și m-au trecut pe secție. Dar am avut dreptul în acea perioadă să aleg eu pe cineva din creșă, dacă este vreo asistentă pregătită ca să mă locuiască. Și în acea creșă și în acea perioadă am avut o colegă și o prietenă pe care o chema Marieta Rotaru. După ce am predat deci funcția, am trecut pe secție și ei nu s-au mulțumit cu atât că m-au trecut pe secție, au început să mă dea afară, au început să mă mute, m-au mutat la țară, m-au adus înapoi, m-au mutat în spital. Și în final, deci s-au jucat ca o minge de ping-pong, ziceam eu atunci, cu mine. Ei credeau că îmi fac rău. Dar, de fapt, mi-au făcut bine, m-au aruncat în brațul lui Iisus. Pentru că s-a evit un post la stomatologie și m-am mutat acolo. Și am lucrat în stomatologie și, între timp, creșa s-a desființat pentru că nu mai aveau copii. Pe colegele mele le-au împrăștiat peste tot și s-a făcut stomatologie în clădirea aceea. Și doctorița cu care am lucrat s-a mutat acolo și m-a adus cu ea. Și a fost foarte interesant. Creșa aceasta era vis-a-vis de blocul meu și la început ziceam, sau alții ziceau, este o tragedie că renunți la postul acesta bun, de lângă casă. Dar Dumnezeu, vedeți cum a făcut? Pentru că eu l-am înălțat, m-a înălțat și El. Și s-a făcut stomatologie și eu am venit din nou lângă casă. Pe urmă s-a construit o policlinică nouă. Și în policlinică s-a construit cabinete stomatologice și s-a dat în ființă un cabinet pentru personalul din spital. Și doctorița cu care am lucrat s-a mutat acolo și m-a dus cu ea. Și vă dați seama că directorul împreună cu tot personalul care m-au bajocorit și m-au făcut fanatică și nu mai am dreptul să lucrez în sănătate, eu lucram la cabinetul stomatologic și veneau să-i tratăm. Se uitau la mine. Da. Se uitau la mine, colegele, și ziceau, văd că Dumnezeu ține cu tine. Și am zis, Dumnezeu în care m-am încrezut, acela este El. Și mi-am amintit de Abimelec, care a venit la Isaac și a spus, vedem lămurit că Dumnezeu ține cu tine. Exact așa am ajuns și eu, să-mi spună colegele care m-au batjocorit. Aș vrea să punctez, pentru că suntem multe femei aici, sunt multe fete. O trăsătură a feminității noastre este acest aspect de a-L da viață. Și nu mă refer numai la viața fizică, ci a da viață prin tot ce suntem, prin tot ce facem. Așa ne-a făcut pe noi Dumnezeu.
Și ce mare lucru e să ne uităm în jur. Dumneavoastră v-ați uitat, ați văzut o nevoie și ați acționat. Și eu cred că dacă ne uităm în jur, în mod sigur, și noi putem deveni mame spirituale, așa cum ați fost dumneavoastră. Pentru că pe lângă faptul că le-ați oferit suportul material și emoțional, dumneavoastră le-ați dus la cel care poate să dea adevărata viață. Le-ați spus față în față cu Tatăl cel Ceresc. Să nu mai vorbim de faptul că prin dumneavoastră s-a împlinit promisiunea. El este apărătorul văduvei și tatăl orfanului. Și eu cred că Dumnezeu a fost foarte mulțumit de ceea ce ați făcut, de modul în care ați atins aceste două vieți. Și acum mie îmi place să mă uit în viitor și deja vedem rezultatele. Ele, la rândul lor, au atins alte vieți și numai Domnul știe care va fi rezultatul în an și an, doar pentru că ați acceptat provocarea lui. Mulțumim tare mult și sunteți o încurajare pentru noi. Și mai vreau să spun, fiecare dintre noi, la orice vârstă suntem bărbați, femei, băieți, fete, în jurul nostru sunt persoane care sunt mai tinere, care au nevoi și pe care putem să-i ajutăm. Și cum îi ajutăm cel mai bine? Arătându-L pe Hristos prin viața noastră, faptul că ați excelat la locul de muncă, asta nu ne-ați spus-o, dar am aflat-o, competența dumneavoastră v-a făcut să aveți autoritate, într-un fel, prin ceea ce ați spus. Și ați început de la copiii pe oliță, acolo ați făcut, să zicem, antrenamentul, v-ați pregătit pentru ceva mai mare, care o să auzim în partea a doua. Era în 1998, la vârsta asta, așa vorbim, și eram în California, soțul meu ținea un studiu pe romani în Biserica Română, în fiecare seară, și într-o dimineață familia Brânzei ne-a luat și ne-a scos, să zicem așa, la ocean. Și de la ocean a urmat surpriza, ne-am oprit la o casă pe malul oceanului și de fapt era casa familiei Vurbrand. A fost o mare surpriză pentru noi, n-am fi îndrăznit nici să visăm să ajungem acolo. Ne-am bucurat tare mult. Când am intrat în camera de zi, am văzut trei doamne, fratele Vurbrand era deja bolnav și era în pat. Erau trei doamne în camera de zi care ascultau, mergea, se derula o casetă cu predica pe roman din seara precedentă. Printre doamnele acelea era, desigur, gazda, sora Sabina Vurbrand și doamna Flori, pe care oricum doream să o cunosc. Mă ne-am bucurat foarte mult și sigur am povestit de Cluj, am povestit de Mihaela și Flori. Și curiozitatea mea a rămas și nu știu dacă v-am întrebat cum ați ajuns acolo, cât timp ați stat și sigur am înțeles scopul șederii dumneavoastră acolo foarte repede. Am vrea să ne spuneți, pentru că ați fost, să zicem, atât de intimă cu familia Vurbrand, să ne spuneți despre ei. Vedeți, noi știm ce vedem din documentarele care s-au făcut, ce am auzit de la alții, dar este altceva să auzim de la cineva care a fost acolo aproape de ei, slujindu-i. Da. În primul rând vreau să vă spun, de acolo din creșă mi-am dat seama, uitându-mă în urmă, în urma anilor, cum Dumnezeu a lucrat cu mine pe trei planuri. În primul rând mi-a dat un post bun și apoi mi l-a cerut să renunț la el. În al doilea rând mi-a încredințat două fete în grijă. Și pe urmă Dumnezeu a lucrat mai departe cu mine, m-a pregătit în perioada aceea comunistă pentru o slujire mai înaltă, ca să ajung în casa familiei Vurbrand. A fost foarte interesant cum am ajuns acolo. Am primit o carte
și cartea se numea Cu Dumnezeu în subteran, scrisă de pastor Richard Wurmbrand. Până atunci nu auzisem de el. Nu-l cunoșteam, n-auzisem, n-am citit nicio carte. Era prima carte pe care am citit-o. Și când am citit-o, am rămas foarte mirată, impresionată. Atâta suferință, atâta suferință pentru un om, nu-mi venea să cred. Atâtea cicatrice, 18 cicatrice pe corp, atâta suferință. Și când am terminat, am început să o recitesc din nou. Și când am recitit-o din nou, când am ajuns pe la jumătate, primesc un telefon din America, de la prietena mea, prin care eu m-am întors la Domnul, și vecina mea din Aiud, emigrase cu câțiva ani în urmă în America și ajunsese în casa Wurmbrand. Și în acel moment, era de o lună de zile în casa Wurmbrand. Și m-a sunat pe mine să-mi spună: nu vrei să vii la familia Wurmbrand, pentru că sunt în vârstă și au nevoie de grijă. Și m-a întrebat dacă cunosc pe cineva care poate să vină din România. Și am zis, am o prietenă care o știu bine că poate să vină. Este pregătită să vină. Și am spus, eu nu știu dacă pot să mă duc de la servici, să văd cu soțul, care e situația, n-am putut să-i dau răspunsul. Dar ea i-a spus la sora Sabina lucrul acesta și sora Sabina a întrebat în primul rând dacă știu să conduc și dacă vorbesc engleza. A spus, nu știu să conducă mașina, nu vorbește engleza, atunci nu este bună pentru casa noastră. Au trecut câteva zile și sora Sabina, eu vă spun că e bună, dar zice, lucrurile acestea sunt foarte importante pentru noi. Și prietena a zis, eu trebuie să plec și ce faceți? Sora Sabina în timpul acesta se tot ruga de câteva zile. A zis, bine, trimite chemare, îi trimitem chemare și să meargă la ambasadă să vedem dacă e de viza. Și m-am dus la ambasadă, am cerut 3 luni cât puteam să lipsesc de la servici, m-am înțeles cu soțul, m-a lăsat și mi-a dat pe 10 ani. Eu nu am cerut. Și m-au sunat imediat să vadă și am spus, mi-au dat pe 10 ani, eu n-am cerut, eu nu știu de ce mi-au dat pe 10 ani. Sora Sabina m-a auzit-o cum striga prin telefon, aleluia, să vină imediat. Deci au luat că acesta este răspunsul Domnului. În sfârșit m-am dus și prima întâlnire a fost, sora Sabina mi-a deschis ușa largă când a auzit mașina că s-a oprit. A fost așa de frumoasă și impresionantă, parcă ne cunoșteam din totdeauna, ne-am îmbrățișat, bine că ai venit Florica la noi, bine că v-am găsit. Și ne-am împrietenit foarte repede. Fratele Richard, în perioada aceasta, încă umbla, nu era chiar așa de bolnav. Și am stat nu 3 luni, că am stat 5 luni și jumătate, prima perioadă. Și a fost foarte bine, pentru că fratele Richard umbla și puteam să mergem la conferințe. Deci mergeam cu dânsii oriunde mergeau, mă purtau cu ei. Mi-amintesc că am fost la o conferință în Irvine, California. Și fratele Richard a primit un apartament foarte mare acolo la conferință. Am stat o săptămână. Și acolo pe perete am văzut câteva tablouri. Și am întrebat, cine sunt, așa cunoscut, mi se pare. Și sora Sabina îmi spune, este apartamentul prezidențial, președinții Americii. Și am zis, Doamne, dar unde m-ai adus? M-ai adus și aici? Da. Perioada cât am stat cu ei a fost foarte frumoasă. Am putut să învăț multe. Și îmi place mult să vorbesc despre ei, pentru că ai ce vorbi, mai ales atunci când stai în prezența lor. Mi-amintesc că la un moment dat m-am uitat prin bibliotecă și am pus mâna pe o carte care era, se numea Noblețea Suferinței, scrisă de Sabina Wurmbrand, ea a scris o singură carte. Citind cartea, am început să citesc și mă uitam la sora Sabina. Și nu-mi venea să cred, dragii mei, că eu citesc cartea ei în prezența ei. Este extraordinar să citești o carte în prezența autorului. Toate cuvintele pe care le citești se întăresc prin ceea ce vezi. Blândețea ei, seninătatea ei, dragostea ei, bunătatea ei. Tot ce scrie acolo se întărea. Dar nu poți să vorbești de unul pentru că trebuie să vorbești de amândoi.
și de fratele Richard și de sora Sabina erau atât de uniți că trebuie să spui despre fiecare ceva. Am avut multe experiențe frumoase și am văzut suflete care cu adevărat practică pocăința. În partea a doua, în total am stat 2 ani, împărțit în 3 perioade. Partea a doua a fost de 1 an. Soțul meu a venit în Canada, fiica mea emigrase în Canada și soțul meu a mers în Canada să îngrijească de copii. Și atunci eu am putut să stau mai mult, că ne vizitam, ne puteam întâlni. Și în perioada aceasta de 1 an, în partea a doua, a fost bolnav pe pat. Și atunci am putut să stau mai mult lângă el. Mă puneam fiecare zi să citesc în Biblie. Și am uitat să vă spun că atunci când putea să se ridice și să umble, eu nu-l vedeam pe fratele Richard să se ridice, să iasă într-o cameră, să intre în alta fără Biblie. Tot timpul purta Biblia sub braț. Eu nu l-am văzut altfel. Asta în timpul, în fiecare zi? În fiecare zi, în fiecare zi asta. El, cum se ridica de la birou, lua Biblia. Pentru că acolo unde mergea, trebuia să citească un rând, un verset, să mediteze, să... Extraordinar când am văzut. Și în perioada aceasta, cât a fost bolnav pe pat, am avut ocazia să-l îngrijesc și chiar să văd cele 18 cicatrice. Să văd cât a suferit. Ceea ce am citit, am putut să văd. Dar nu numai atât. Că am pus și degetul pe el. Și mi-am amintit de Toma. Când Domnul l-a chemat, vino și pune degetul. Și astfel am ajuns și eu. Și mi-a fost rușine față de Domnul. Că eu n-am, așa când citeam, atâtea suferință, atâtea cicatrice, mă tot gândeam. Și uite că am ajuns, m-a dus Domnul acolo să pun chiar degetele pe acele cicatrice. 18 cicatrice la număr. N-ați fost singură, au fost mai mulți care s-au îndoit de ele și da. Numai după ce le-a arătat au da. Crezut. Și în perioada aceea, cât am putut să stau mai mult cu el, mi-a vorbit mult. Vă amintiți așa ceva special? Care... Îmi vorbea mult de suferință și îmi spunea, suferința este prietena mea de când m-am născut și până mor. Nu ignora suferința, nu că o iubea, dar o accepta. Fiecare suferință o accepta și o primea ca pe un musafir. Zicea, suferința este ca un musafir pe care trebuie să-l onorez. Pentru că numai prin suferință pot să ajung la maturitate. Așa îmi spunea. Și niciodată nu se uita la suferința care stă în față, ci alegea frumosul din spatele suferinței. Întotdeauna alegea ceva din suferință. Și într-adevăr, Dumnezeu, când ne trece prin încercări, întotdeauna în spatele încercărilor, este o binecuvântare. Dar este o mare lecție și mi-aduc aminte de vizita de care am vorbit și fratele Wurmbrand era la etaj în dormitorul lui. Din camera de zi auzeam la intervale aproape egale gemetele lui de durere, care de fapt erau mai mult decât gemete. Și țin minte împreună cu soțul meu când am ieșit din casă, întrebarea care ne-am pus-o a fost: de ce, Doamne, un om care l-ai ținut în închisori, un om care a suferit și când a ieșit din închisoare îl numeau martirul în viață, de ce mai nu poți să-l iei, pur și simplu să îl iei la tine la 90 și ceva de ani? Da. Sigur da. Că o întrebare fără răspuns, aceeași întrebare ne-am pus-o când a suferit mama noastră, acum nu de mult. Și răspunsul, sigur, e greu să-l primim, dar Dumnezeu are un plan cu suferința noastră. Iarăși impresia care mi-a lăsat-o în scurta mea vizită de câteva ore, parcă nu ne puteam despărți de voi, a fost că casa lor e ca o gară, ca o piață, veneau, plecau, suna telefonul. Puteți să ne spuneți o zi din viața lor și ce se întâmplau cu musafirii ăștia, de fapt,
musafirii, da. Oamenii musafiri, nu, da. Suferința. Înainte când fratele Richard era bine, sănătos, umbla peste tot, în lumea întreagă, pe la toate bisericile, toate confesiunile, toate națiile și vestea cuvântului Dumnezeu. Acum când a fost pe pat, au venit frații la fratele Richard și zilnic patul lui era înconjurat de îngeri, era înconjurat de copiii lui Dumnezeu. Eu m-am mirat și a fost extraordinar că veneau ruși, veneau nemți, veneau toate limbile și fratele Richard făcea față la toate limbile. Am văzut de multe ori că veneau preoți, am văzut călugări, din toate confesiunile veneau, puneau mărturii, îl întrebau, deci îi puneau întrebări, numai ca să-l vadă veneau. Veneau grupuri de tineri și când veneau cântau, ne rugam, fratele Richard citea, le vorbea și repede fiecare își găsea câte un loc să-l vadă, să-l audă cum vorbește. Într-adevăr, în fiecare zi, când veneau musafiri, casa lor era plină, plină de flori și parcă era o sărbătoare. În fiecare zi noi cântam, ne rugam, tot timpul noi eram la biserică, pot să zic. Aici suntem numai duminica, sau acolo în fiecare zi, așa era. Atunci când fratele Richard nu putea să facă față, era bolnav, mai rău și nu putea să vorbească, atunci nu-l primeam sus, dar sora Sabina îi primea jos și făcea față de asemenea la fiecare. Așa cum a fost în cazul vizitei noastre. Da, da. Deci nu întotdeauna, atunci era la o perioadă mai grea și atunci dânsa îi primea și dânsa le vorbea la fiecare. Atâtea sfaturi, atâtea experiențe. Mi-amintesc de armonia dintre ei doi. Cum erau ajutor potrivit unul pentru celălalt. Mi-amintesc că zicea fratele Richard către mine, când se odihnea sora Sabina peste zi, Florica, sunt flori în casă, sunt. Dacă nu erau, mergeam în grădină. Du-te repede și adu-mi o floare, un trandafir. Trandafirii plăceau mult. Adu-mi o floare. Până veneam eu cu floarea, dânsul scria un bilețel. Acum du-te repede la Binția, că îi spunea Binția, du-te repede și pune-i pe pernă floarea și bilețelul de la mine când se trezește să dea cu ochii de el. Asta în fiecare zi era, dragii mei. N-am auzit și n-am văzut așa ceva, dar acolo am putut să văd. Când se trezea sora Sabina, știa întotdeauna că are o floare și un bilețel pe care scria te iubesc. Da. În spatele acestui om mare a fost soția lui Sabina Vurbrand. Nu călătoreau, nu lucrau, nu slujeau unul fără de celălalt. Era într-adevăr ajutor potrivit. Dar am admirat-o așa de mult pe sora Sabina. Pentru că erau nopți nedormite. Ziua stăteam eu sau cine era acolo și noaptea stătea dânsa când era mai rău. Era obosită dimineața, dar ea se uita la soțul ei exact ca atunci când era tânăr. Tot așa îl iubea, tot așa îl respecta. Și eu am admirat-o mult pentru lucrul acesta. Iar dimineața, atât de obosită cât era, parcă și acum o văd cum cobora de sus din dormitor, pe scări și ne saluta cu slăviți să fie Domnul. În fiecare dimineață cobora la micul dejun și noi care eram acolo, după ce luam micul dejun, ne citea, vorbeam, ne rugam și aveam părtășie. Întotdeauna ne vorbea. Dar nu numai eu am fost acolo, au fost mai mulți care au slujit. Eu am avut harul să stau perioada cea mai mare, cea mai lungă și să fiu ultima parte a vieților pe pământ. Dar au trecut pe acolo, mulți s-au perindat și surori și frați, pe care pot să amintesc, deci prietena mea de care v-am spus, sora ei, Maria cu Chris, care foarte mult i-a ajutat, David, Tony, Misuzu, o japoneză, sigur, desigur că nu-i cunoașteți, dar v-am spus așa doar câteva nume, care din dragoste au venit să slujească. Fratele Daniel Brinzei tot mereu venea, luam cina împreună,
Virginia, de care ați amintit, Brașov, când veneam musafiri, era prezentă cu soțul ei, Horen, și tot timpul filma. Și sunt foarte multe casete cu musafirii care veneau acolo. Aceeași impresie mi-a făcut și mie sora Sabina, o femeie mărunțică, dar o forță în privirea ei, inteligentă, pătrunzătoare, așa te citea. Țin minte că noi am fost mirați că ea ascultați studiul lui Beni și țin minte că s-a uitat la el și a zis: tinere, domnul te folosește și are un plan cu tine. Sigur că tânărul avea spre 50 de ani, dar mă gândeam până la urmă, cine suntem noi? Femeia asta atâta atenție ne-a dat și atâta încurajare și a lăsat impresia că pentru momentele acelea noi suntem oaspeții ei de onoare. Am învățat mult de la ea. Și încă ceva, ce m-a impresionat, era frumusețea aceea, sigur o femeie spre 90 de ani, avea o frumusețea aceea neperitoare, a duhului blând și liniștit. Asta te izbea de cum intrai în contact cu ea. Da. Și vă rog să ne spuneți că asta acum, da. Asta era și întrebarea, vorbiți-ne despre ea mai mult, chiar dacă... Într-un fel, v-am invitat să vorbiți despre fratele Wurmbrand, dar, da, cum spuneați, a avut, da, un rol extraordinar. Avea două cuvinte dragi ei: trebuie și Ebenezer. Aceste cuvinte le repetam fiecare zi. Și am întrebat-o într-o zi: dar cum ați putut să împliniți cuvântul trebuie? În fiecare împrejurare, în fiecare încercare. Și mi-a spus, în primii ani de credință, nu am putut. Dar, zice, într-o zi mi-a vorbit Domnul printr-un verset din Luca: dacă fiul omului trebuie să pătimească, fiul omului trebuie să pătimească multe, atunci cine sunt eu? Cine sunt eu? Pentru că fiul omului pentru mine a pătimit, pentru mine a murit. Și atunci cine sunt eu să nu mă supun? Și astfel, zice, eu m-am lăsat prelucrată în mâna olarului și m-am modelat după placul lui. Așa mi-a spus. Iar cuvântul Ebenezer, în fiecare seară îmi lua mâinile mele în mâinile ei și zicea către mine: Florica, Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Acum să te culci, căci mâine începe o nouă zi. În fiecare seară lucrul acesta mi-l spunea. Mi-a mai spus, pentru că o vedeam așa de obosită și întotdeauna stătea lângă fratele Richard, noi ziceam să vină, să odihnească, mai stăm noi. Nu, noaptea ea vroia să stea. Și chiar dacă erau nopți nedormite, ea acolo stătea. Și mi-a spus iar un lucru, mi-a mărturisit, un lucru așa important. Mi-a dat exemplu din Biblie, Marta și Maria. Când Marta a venit la Maria și a spus: aici învățătorul și te cheamă, Maria ce-a făcut? A lăsat totul, musafiri, totul, și a plecat să se întâlnească cu Domnul. Zice, atunci când Richard mă cheamă, eu știu că mă cheamă Domnul. Eu trebuie să las totul și să stau lângă El. Asta pentru mine a fost extraordinar. Multe, multe lucruri frumoase. Dar ce pot să mă mai amintesc? Obosită seara, știți ce făcea? Făcea pachete cu cărți să le trimită în Israel. Făcea pachete cu daruri să le trimită în România. Lucra. Lucra continuu. Nu intra la ei nimeni în casă fără să-i dea o carte, o revistă sau să-i spună un cuvânt. Până și gunoierul de pe stradă, de Paști, de Crăciun, de sărbători, ieșea la el și dădea o carte și un dar. Și spunea despre Dumnezeu.
Nu exista nimeni care era în fața ei, intră în casa lor să scape. La toți le vorbea și sluja. Toată viața lor au slujit. Dar a venit o zi când s-a îmbolnăvit și ea. A avut cancer. Atunci am fost în partea a treia, în perioada a treia. Și a stat o perioadă de o lună în America, dar pe urmă au dat-o acasă și a fost internată în Mexic. Și multă lume se întreba, oare de ce sora Sabina a trebuit să se îmbolnăvească, să plece din America, când soțul ei este așa de bolnav pe pat, să lase singur. Dar mai târziu am aflat cu toții. Și acum să vă spun un lucru care pe mine m-a impresionat și mi-a rămas în inimă și în minte și nici n-am putut să înțeleg. În momentul despărțirii, când au plecat în Mexic, a venit fratele Brânzei cu un grup de frați și am luat cina împreună, că asta a fost dorința sorei Sabina. A spus, eu plec, dar plec acasă, nu plec în Mexic. Ea știa că nu se mai întoarce, era foarte grav. Și după ce au ieșit frații, mi-a spus mie, Florica, închide ușa. Și m-am dus lângă ea și a spus, te rog să iei Biblia mea și să o păstrez pentru tine. Este darul meu pentru tine. Și am căzut în genunchi și mi-a luat mâinile mele în mâinile ei și am spus, sora Sabina, eu nu pot să primesc Biblia aceasta. Biblia aceasta trebuie să rămână în familie. Nu știu dacă știți povestea Bibliei. Multe lume ar fi dorit să pună mâna pe ea. Dar spunea, aici este scris, este ceva personal și eu nu pot să o dau nimănui. Sunt gândurile mele. Pentru că fratele Richard, după ce s-a întors la Domnul, sora Sabina, i-a făcut în dar o Biblie, făcută la comandă, o filă scrisă și o filă albă, în care se scrie gândurile și era foarte groasă. Poate n-ați văzut-o vreodată, dar vă spun că așa arăta. Și acolo erau scrise gândurile ei. Și Biblia aceasta mi-a dăruit-o mie. Și de aceea am spus că nu pot să o primesc, pentru că mă gândeam că trebuie să rămân în familie. Și ea mi-a spus așa autoritară, nu, este pentru tine. A plecat. Au dus-o în Mexic și acolo două luni de zile a stat. În timpul acesta a avut dureri mari. Era un cancer terminal. Și prima dată a fost tratată ca și oricare pacient. Dar noi am trimis cartea lui sora Sabina, scrisă în limba spaniolă în Mexic, pentru tot personalul spitalului. Și a fost împărțită cutia aceea cu cărți la fiecare. După ce au citit și au aflat cine este și s-au uitat pe internet despre familia Vurban, au aflat multe, a fost tratată ca o regină. Însuși medicul care o trata spunea, niciodată n-am avut un pacient să-l tratez și niciodată să nu spună de suferința ei, de durerea ei. Întotdeauna când mă vedea, m-a întrebat ce-mi face familia și mă binecuvânta. Și eu n-am mai întâlnit un asemenea pacient. Și medicul acesta a fost prezent chiar în timpul plecării ei la Domnul. Și la fel a spus, n-am văzut niciodată un pacient plecând cu zâmbetul pe buze. Și astfel au văzut cum moare un copil al lui Dumnezeu. Toți au fost mișcați, toți din spital, însuși medicul. Toate acestea le știu pentru că medicul a scris un card după mormântare băiatului Mihai și ne l-a citit ceea ce a scris medicul. Cât de mișcat a fost. Niciodată, eu știu că și acasă, niciodată nu zicea că mă doare. Nu m-aș ridica ochii în sus, pentru că știa că de acolo vine alinarea, de acolo vine izbânda, de acolo vine totul. Aș vrea să ne mai spuneți, acum ne-ați trezit curiozitatea, cum e cu Biblia? De ce nu ne-ați adus-o să vedem și noi? Da. Biblia am ținut o perioadă la mine, pe urmă s-a deschis un muzeu
în Bartlesville, Oklahoma, cu toate lucrurile familiei Wurmbrand. Și atunci eu m-am gândit că acolo este locul ei, să nu stea la o singură persoană, să fie acolo, și am trimis-o și este la Muzeul Wurmbrand din Oklahoma. Și da. Acum să nu dezvăluim și restul. Acum eu cam știu, am mai discutat. Cu invitația care o aveți, da. Mi se pare deosebită. Am primit o invitație după ce mă întorc din România. Am primit o invitație specială la acest muzeu Wurmbrand, timp de 2-3 zile, din partea misiunii, pentru că misiunea care a înființat-o fratele Richard pentru prima dată, a înființat-o în Oklahoma și de atâția ani, deci, se continuă. A înființat în multe țări. Așa, un lucru frumos mi-a spus ora Sabina, zice, atunci când eram în România, de multe ori nu aveam bani să mă duc de la o stație la cealaltă. Și Dumnezeu ce a făcut din noi? Ne-a luat de ciulufii părului și ne-a purtat prin lumea întreagă. Așa, o expresie drăguță a fost. Și încă ceva vreau să vă mai spun. Într-o zi când veneam de la spital, împreună cu Mihai, Mihai ne-a spus așa. Zice, a început să ne vorbească despre Avram, atunci când se întorcea de la război. Și împăratul Sodomei i-a ieșit înainte și i-a spus lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile. Și Avram a spus, nimic pentru mine. Și atunci ne-a spus, vezi, Florica, tot așa și părinții mei, nimic pentru ei, totul pentru Dumnezeu. Și-au pus pe altar viața, timpul, banii, tot ce-au avut și-au pus pe altar pentru Dumnezeu. A fost extraordinar, pentru că chiar am văzut lucrul acesta. Au fost oameni modești care nu le-a trebuit mai mult, numai decât au avut nevoie. Și astfel i-a spus și lui Mihai, atât să ai, decât ai nevoie, restul să dai. Așa au făcut ei toată viața, așa l-au învățat și pe Mihai. Este extraordinar, da. Și cum Dumnezeu ne surprinde. Dânsii n-au mai știut că pe lângă faptul că au călătorit peste tot, după ani de zile, când cineva inițiază un concurs, 100 de români, da, mari, poate vă aduceți aminte, fratele nostru, Richard Wurmbrand, iese pe locul 5. Extraordinar. Asta a fost, nu știu dacă dânsul și-ar fi dorit, în mod sigur că nu, dar pentru noi a fost un exemplu și în modul în care Dumnezeu înalță lucrurile smerite și planurile Lui sunt dincolo de puterea noastră de înțelegere. Dar ce e frumos că ne include și pe noi. Suntem absolut impresionați de ce ne-ați spus și vă mulțumim. Dar mai am o întrebare. Care este traseul dumneavoastră al slujirii? Pentru că acum am înțeles că slujirea este un mod de viață pentru dumneavoastră. Acum, în prezent, cum slujiți? Da. Deci fiica mea este în Canada și m-am dus de multe ori să o ajut cu copiii și până la urmă am rămas de tot împreună cu soțul. Și de 10 ani suntem în Canada. Are 3 copii. În România am 2 nepoți, plus al lui Mihaela 2, deci 4. Chiar și bogată sunteți. Câte rânduri de gineri aveți, de nepoți, de cuscri. Și desigur că m-am axat pe îngrijirea nepoților. Dar nu numai pe îngrijirea lor, ci și spiritual. Cei din Canada, pentru că vorbesc în engleză și noi fiind acolo, atunci vorbesc și românește și citim românește din Biblie și asta le face mult. Dar un lucru care vreau să vi-l spun eu, când înainte de a pleca în Canada, am spus, Doamne, acum eu vreau să rămân în România pentru că vreau să slujesc în România. Și dintr-o dată mă trezesc în Canada. Și am zis, Doamne, dar eu așa de mult am vrut să slujesc în România și acum m-ai adus aici, parcă sunt izolată, limbă străină, cultură diferită. Ce fac eu aici? Dar n-aveți grijă, că Dumnezeu mi-a pregătit și acolo ce să lucrez. Pentru că copiii erau mici, mergeam cu ei în parc, era plin de bunici români acolo.
Mă legam de toți, vedeam dacă sunt creștin, dacă îl cunosc pe Dumnezeu, dacă nu, și am avut de lucru, dragii mei, și invitam la biserică și în felul acesta, deci am început să lucrez și acolo. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere și mi-a deschis uși pentru a sluji și împreună cu nepoții. Mai vreau să vă rog un lucru, să rostiți o binecuvântare, o încurajare pentru tinerii de aici din sală. Sunt atât de mulți tineri care v-au ascultat. Într-adevăr, în regimul trecut a fost greu. Era greu să-L slujești pe Dumnezeu, dar a fost atât de frumos. A fost așa de frumos și cu atâta drag ne amintim de vremurile acelea. În ziua de astăzi, într-adevăr, este libertate și este mai greu ca atunci. Niciodată să nu vă mulțumiți cu ce aveți. Întotdeauna să doriți mai mult. Pentru că lucrurile și tot ce avem în slujire, ce ați avut altădată, nu se potrivesc nevoilor de astăzi. Și ceea ce avem astăzi nu se vor potrivi nevoilor de mâine. Pentru că vremurile se schimbă și noi tot timpul trebuie să creștem mai mult, să dorim mai mult. E așa de bine și Dumnezeu e bucuros când vede că noi dorim ca să slujim și El ne deschide uși. Un lucru care pentru fiecare ar trebui să ne dorim ar fi să fim goliți de noi înșine și să fim plini de Hristos. Și părtășia cu El să fie centrul vieții noastre. Și dacă toate lucrurile acestea o să le avem, dar nu le putem avea decât la picioarele Domnului Iisus, pentru că numai acolo putem învăța și apoi să slujim. Mi-amintesc de ucenici când Domnul Iisus îi chema, înainte de trimite în lucrare, îi chema la El și apoi îi trimitea. Le dădea putere și apoi îi trimitea în lucrare. Tot așa și pe noi ne cheamă, veniți la mine, acolo vă întăriți, acolo aveți toate resursele pe care Dumnezeu ne le dă fiecăruia pe rând, nu odată ne le dă. Ne le dă pe rând după nevoile noastre. Dar important e să dorim și să slujim. Iar tinerii care nu-L cunosc pe Domnul, astăzi când auziți glasul Lui, întoarceți-vă la El. Nu amânați, pentru că eu am experimentat lucrul acesta. Am experimentat cu durere, că mai târziu așa de mult am regretat pentru timpul pierdut fără de Domnul. Dar pe urmă când am gustat din iubirea lui Iisus, a fost așa de bine. Așa că întoarceți-vă care nu-L cunoașteți. Iar care v-ați mulțumit până acum cu slujirea pe care ați avut-o, puneți-vă în inimă și în gând să doriți mai mult să slujiți. Căci Dumnezeu vă crește, numai să doriți. Și El vă dă din plinătatea Lui. Mulțumim! Așa cum spuneați, regimurile se schimbă, vremurile se schimbă, dar există lucruri, adevăruri care nu se schimbă, realități care nu se schimbă, Dumnezeu, cuvântul Lui, împărăția Lui, din care putem să facem parte fiecare prin credința în Iisus Hristos. Vă rog, sorare, și o poezie. Călăuzire. Ce-aș fi făcut în vremuri de nevoi? De n-ai fi fost la cârma vieții mele? Când năvălit au valuri mari puhoi, credința să-mi o sfarme, să-mi o spele. M-ar fi necat atâtea ape mari și-ar fi trecut pâraie peste mine, dar în negrele talazuri tu apari și mai departe merg ferit cu tine. Ce-aș fi făcut în lumea asta rea, de n-ar fi fost cuvântul tău să-mi dea, de n-ar fi fost încrederea în tine, de n-ar fi fost cuvântul tău să-mi dea nădejde și durerea să-mi aline. Când împotriva oamenii s-au strâns și ura lor era să mă înghită, mânia lor atunci când s-a aprins, izbânda ta a fost desăvârșită.
atât de plin de răni, ce aș fi făcut de n-ai fi fost Iisus, samaritene, să mă ridici când nimeni n-a vrut și să-mi alin tu lacrimile în cene? Ce-aș putea face singur pe pământ, un călător pribeac și fără țintă, de n-aș fi auzit al tău cuvânt, de cer, cum spune, și de țara sfântă? Dar simt mereu cum mă călăuzești și ajutor îmi dai pe-a vieții cale. Și fiindcă atât de mult tu mă iubești, eu vreau să stau sub scutul mâinii tale. Amin. Ce încurajare mai frumoasă pentru săptămâna și viața care ne stă înainte. Să pășim prin credință alături de Dumnezeu, nădejdea că El va lumina și cele mai întunecate căi pe care ne va conduce. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și Dumnezeu să vă poarte de grijă și în continuare.